Bună seara! O nouă întâlnire la Cafeneaua Complexității. De data asta voi scurta la maxim introducerea, pentru că avem multe de pânat și de-abia aștept să întâmple. Mă voi muta și eu cu mare bucurie pe un scaun pentru a observa, urmări un asemenea spectacol. Doar atâta interes de fiecare dată, pentru că se pune filmul respectiv pe internet, pe YouTube. Să spunem că suntem la Cafeneaua Complexității, în parteneriat cu Mind Evolution Society, care creează o dată pe săptămână o întâlnire de interferență, să zicem așa, cultural-intelectuală, pentru a crea mediul de dezvoltare a unei modalități de abordare specifică societății în care trăim, în care informația capătă cu totul altă pondere, există mutații majore în piața de muncă, există mutații majore în trăirea personală, există tensiuni pe foarte multe planuri și o producție extrem de mare de materiale care, într-un fel sau altul, ne inundă, încercând să ne atragă atenția, fiecare într-un mod mai mult sau mai puțin corect, fiecare într-un mod mai puțin în avantajul nostru. Trăim într-o lume cu o ploaie informațională extrem de mare, trebuie să ne facem un costum de protecție ca să putem trăi în toxicitatea asta informațională și asemenea întâlniri în contact cu anumite persoane care au trăit această, să zicem, și eu cred, o anumită capacitate de filtrare a acestei informații devine foarte utilă în schimburile și în formarea noastră personală. Așa că nu fac altceva decât să interes ca de fiecare dată când aveți șansa sau cunoașteți pe cineva care credeți că ar fi util să ne povestească din experiența personală, anunțați-ne ca să putem aduce în fața noastră și mai ales a celor care ne urmăresc mai acolo la televizor, prin internet, prin YouTube, să putem aduce oameni autentici care au ceva de spus și care reprezintă, dacă aveți un fel de bază conceptuală, bază intelectuală, pe care mai departe studenții noștri încep să o studieze. Noi avem deja cam 150 de ore de înregistrări la cafenea în cele 5 sezoane. Și de la IE și până la ce o să aflăm astăzi, de la psihotronică și până la probleme de cyber physical system, avem un avantaj mare de teme filtrate de niște persoane deosebite. Astăzi am bucuria să-l avem pe unul dintre, să zicem, proaspeții prieteni care mi-a pus șansa, viața să-mi aduc în față, poate mulți dintre voi să-l cunoașteți mai de mult. Te rog frumos, Radu, binevenit și microfonul ți-a aparține. Mulțumesc! Aș vrea să începem, aș vrea să continui. Săptămâna trecută, am fost împreună la... Am fost săptămâna trecută împreună la Cluj să mai vedem lumea. Lumea care însemna un congres mondial de aquaporistică, viitor mare, și să vedem o școală care arată că Transilvania sau Pământul Românesc se acomodează perfect cu spiritul Angliei. Colegii Transilvania sub umbrele Cambridge. De ce am spus bucuriile unui candidat la fericire, nu-i vorba de mine. Eu încerc să fiu fericit, dar cred că acest atribut este acea zestre cu care se naște fiecare. Fericirea este în creația complexității și mintea mea, ființa umană este structură organizată din sisteme de sisteme, atât de subtil funcționale, încât este păcat să venim în lume fără să avem mai aproape de intrarea în viața biologică și socială un manual de utilizare. Acest manual de utilizare ne permite mai devreme să alegem între două căi: ignoranța sau cunoașterea. Partea cu cunoaștere, eu aș zice, calea înțeleaptă sau calea regală, care îmi permite să încerc să aflu despre lume și despre mine mai devreme, ca să pot să știu pe unde trec, de ce trec, unde ajung și să mă pot uita liniștit în oglindă și în urma mea. De ce stau altfel? Pentru că mă distrez copios, sunt liber, am toate gradele de libertate pe care mi le închipui, 6 grade, în sus, în jos, la dreapta, la stânga, în față, în spate, și mă joc la Institutul de Științe Spațiale. Star Walker este un program al Agenției Spațiale Române și Agenției Spațiale Europene, care
face cercetări fundamentale și aplicative în condiții de microgravitație pentru astronauții care zboară pe stația cosmică. Da. Toate astea, toate bucuriile și toate problemele sunt într-un timp cu totul și cu totul special. Cred că rasa umană sau cultura umană, rasa umană care s-o vrea dominantă, dar nu este, cred că acceptăm cu toții afirmația, face față unei condiții absolut extraordinare, peiorative și nemaipomenite ca deschidere. Ne globalizăm. Până acum ne raportăm la geografie, la spațiu. Spațiu imediat. Așa a început în preistorie, când dincolo de gura peșterii mai făceau câteva sute de metri sau kilometri ca să-și adune hrana și se întorceau înapoi. Încet, încet, din râu, izvorul care mergea prin pădure sau pe lângă dealul respectiv, am trecut pe alt râu, mai mare și mai mare și mai mare. Am acumulat bunuri, am produs bunuri, am produs materii și la un moment dat am putut să ajungem să constatăm că trebuie să comunicăm și să transferăm ceva ce acumulăm fiecare. Aveam de împărțit. Aveam de împărțit ceva. Cunoaștere sau bunuri care să ne schimbe condiția de trată. Această accelerare, această globalizare are un efect extraordinar. Mai mult ca niciodată, falia între generații se dovedește a fi în acest timp, în această vreme, îngrijorătoare pentru noi adulții și nu cu foarte multe probleme din partea celor tineri. Pentru că ei cresc în alte condiții. Noi am vehiculat un volum de cunoaștere, un volum de informație, când am copilărit eu, anii 40-50, super, locuit de verde, de mișcare, informația venea datorită cărții tipărite, datorită radioului, într-un ritm agreabil, neobositor, și care ne-a permis să ne bucurăm de natură mai mult decât să bucură ceilalți. Această lume suferă și de complexitate. Ne amestecăm din ce în ce mai mult partea de cunoaștere cu partea de economie, cu partea de comunicare, odată cu creșterea mobilității, mobilității informației, mobilității materiei, mobilității individului, a profesiei. Din ce în ce mai mult, condițiile s-a scăpat bucățica de carne în foc și a creat alt fond proteic care a permis dezvoltarea. Ne-au dus să ne dezvoltăm repede numeric, din fericire în același timp și cu fondul biologic, performanța, odată cu acumularea de cunoaștere, dar începem să consumăm din resurse care sunt limitate. Cea mai limitată resursă fiind timpul, pe care ne plângem cu toți, dar ne bate în joc cel mai tare din el. Și, în sfârșit, costurile pe care le plătim cresc mereu, pentru că tehnicitatea și pretențiile omului modern cresc pe măsură. Avem probleme. Avem probleme la nivel global. Până acum vedeam cu capul într-un perete care aparținea spațiului, comunității, familiei în care trăiam. Acum avem probleme globale. Cu toții trebuie să avem dureri de cap care ne privesc pe toți. Purtăm o povară care nu mai este numai a noastră. Purtăm o povară care este a generației, este a civilizației și care ne face să ne gândim din ce în ce mai serios că această rasă umană intră în stadiul 1 de civilizație. Stadiul 1 de civilizație definit dintr-un anumit criteriu atunci când rasa dominantă e capabilă să consume și să gestioneze energia la nivel planetar. Nivelul următor la nivel de sistem solar, la nivelul următor de galaxie și așa mai departe. Cui
îl lăsăm, unde îl lăsăm această povară pe care am creat-o cu problemele și cu avantajele ei. N-am răspuns, aveți răspuns. Am venit aici să aflu de la dumneavoastră. Dar, pentru că mintea umană este nelimitată, cel puțin cât știm acum, la un inventar de, la început s-a spus, că avem 100 de miliarde de neuroni. Și a fost o investigație pe clasă și care s-a apucat și a numărat bucată de bucată și a găsit numai 97 de miliarde. Datorită acestor 97 de miliarde de neuroni, care funcționează super, în fiecare zi ne uimesc și împreună cu Florin am văzut cum ceea ce a făcut un clujan de-al nostru a descoperit cum circulă apa în celule și între celule. Datorită acestei superbe complexități, mai avem încă o rază de speranță pe care putem să facem străpungere. Și această străpungere se referă la ceea ce este structurat deja în om. De fapt, mesajul și titlul acestei discuții cu dumneavoastră de bucuria unui candidat la fericire este de a afla cât mai mulți ce minunați suntem. Cum ne putem crește în continuare performanța, pentru că avem enorm de mult. Din păcate, dacă luăm drumul ignoranței, pierdem din averea cu care ne naștem. Proporția omul vitruvian, Vitruvius și după aceea Michelangelo au înscris în geometria sacră corpul uman împreună. Și aceste proporții se regăsesc la nivelul principiilor funcționale ale structurilor organismului uman. Suntem într-o confruntare continuă cu realitatea. Este un efort, este o performanță umană la nivel de trepte de istorie care ne-a solicitat foarte mult, dar acum excesiv. Suntem depășiți de nivelul variației, fluidității, volatilității mediului în care trăim. Frecvența, amplitudinea schimbărilor, regimul în care se produc schimbările, fac din ce în ce mai dificilă adaptarea la condițiile în permanentă curgere. De aceea, intenția noastră era să vă propunem să gândiți, să vă găsiți singuri modalitatea în care vă veți putea adapta mai bine la această realitate extrem de agresivă. Este suprastresantă. În același timp, se dezvoltă niște mecanisme de adaptare datorită schimbării tipului de comunicație. O imagine, deci noi comunicăm polisenzorial, să se spune învățământul în spațiu multisenzorial. Comunicarea în spațiu multisenzorial, pe criteriile pe care comunicăm astăzi, vehiculează cantități de informații de câteva zeci de mii, sute de mii ori mai mari decât se făcea înainte. Asta înseamnă dezvoltarea unor capacități care acum, practic, nici nu le cunoaște. Copiii care se nasc astăzi au IQ de 150 în sus. Se adună epigenetica și dezvoltarea în cursul sarcinii și după sarcină, asta vorbeam cu Florin, școlile trebuie să înceapă cu mama și cu tata înainte de concepție, când se pregătesc să nască și după concepție, pentru a-l primi pe cel mic, ei înțelegând bogăția pe care o primi. Performanța umană, despre asta e vorba. Fiți campioni, fiți supraperformanți cu ceea ce avem. Nu e mai mult de la alții. Nu. Cum îți folosești resursele tale și devin pe lume cu niște resurse fabuloase. Am intrat în epoca supratehnologizării. Sigur, schimbarea vine prin domenii care sunt bine finanțate și care reprezintă interese care nu pot fi obstrucționate. Dar toate aceste lucruri produc schimbări și mecanisme de cunoaștere și de modulare a performanței umane care traversează imediat